Bună seara! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Cei mai buni. Sunt Izabela Oancea și mă bucur ca în acest weekend să petrec puțin timp cu dumneavoastră, să stăm de vorbă, să povestim, să ne amintim. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, l-am invitat din nou și mulțumesc din suflet că a acceptat, l-am invitat pe domnul profesor Silion, Bogdan Silion, profesor la liceul Emil Racoviță, și așa cum vă aduceți aminte, săptămâna trecută ne-a povestit despre orele minunate pe care le face, iar eu am constatat că trebuie să recunosc că îi invidiez pe elevii săi. Deci încă o dată din nou ne întâlnim și mă bucur că ați acceptat din nou invitația mea. Domnule profesor Bogdan Silion, bine ați venit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! E o plăcere să stăm de vorbă. Este a treia oară când ne întâlnim la Express TV. Sunteți un profesor mai deosebit. Am zis data trecută, sper că n-am făcut o gafă, un profesor mai cool. Pentru că ducem lipsă de așa ceva. Sunt mulți copii care se plâng că orele sunt plictisitoare, vin acasă obosiți și plictisiți. Și atunci când găsim un profesor din ăsta care transformă ora într-un eveniment, într-un spectacol care să-i atragă pe copii, noi ne bucurăm foarte tare și ne gândim că asta este șansa noastră ca elevii să fie bine pregătiți. Un elev plictisit este un viitor cetățean nepregătit, ca să zic așa. Cam așa ceva da. Așa cum am spus și săptămâna trecută, domnul profesor are o experiență foarte bogată, ne-a mărturisit data trecută că are 20 de ani de catedră, ceea ce pe mine mă miră că eu am crezut că sunteți mult mai tânăr. Am început de vreme, ați început să înseamnă de vreme. Și pot să spun că e singura mea meserie, adică da. N-am întrebasem spre meserie, sfârșitul emisiunii trecute cum ați început și dacă ați crezut, ați avut la un moment dat în copilărie, în adolescență, în tinerețe, visul, dorința de a deveni profesor și mi-ați spus că ați început să vă doriți să fiți profesor după ce deja erați profesor. Dar vreau totuși să ne întoarcem un pic la vremurile acelea. Cum a fost copilăria dumneavoastră din acest punct de vedere? Ați spus că ați fost un autodidact. Ce înseamnă în vremurile, mă rog, acestea, pentru că dumneavoastră sunteți un om tânăr, să fii autodidact? Știți, în generațiile dinainte de Revoluție, era foarte greu să fii autodidact pentru că nu aveai materiale, nu aveai atâtea mijloace și totuși reușeau. Și atunci unii oameni să se strecoare, să facă rost de cărți. Acum este mult mai ușor. Dumneavoastră ați prins un pic alte vremuri spre norocul dumneavoastră și al nostru. Ce înseamnă să fii autodidact acum? E mai ușor? Poți să fii autodidact? Mi se pare foarte interesant și sunt oameni care se plâng că nu știu, că n-au învățat, că n-au de unde și aș vrea să le dovediți că nu e adevărat. Da, eu pot să spun că încă din copilărie am fost atras de cărți. Cred că ăsta a fost, să zic așa, norocul meu. Dar ca l-a putea numi noroc, pentru că mi-a plăcut să citesc de mic. Eram abonatul principal, să zic așa, al bibliotecii, avea urechea, mă duceam în toate secțiile unde exista. Țin minte că se revocuse o secție la Casa de Cultura Sindicatului, care era cea mai apropiată de locul de stăteam, când locuiam la părinți, și mă duceam și împrumutam cărți foarte mult de acolo. De acolo cărți împrumutate de la bibliotecă am citit, țin minte, într-o vară, cred că tot Jules Verne, deci toate descrierile lui Jules Verne, care pot să spun că m-au inițiat așa în literatură. Da, iar ceea ce vezi întrebarea dumneavoastră, dar dacă ziua de azi poți să mai fii autodidact, da, cum? Să nu cunosc foarte mulți tineri care citesc foarte mult, care sunt
cu 2, 3, 5, 10 ani mai tineri decât mine și sunt deja la institute de cercetare sau la sunt, cum să zic, scriitori deja consacrați și se vede când citești câte un roman a unui tânăr care are în spate o cultură solidă, de exemplu. Da, deci Mai cred că ales în acum privința că e aceasta e mai mai ușor să fii ușor. autodidact, Sigur da, că sigur. da. Și totuși mai sunt oameni care se plâng. Asta vreau să spun, că dacă vrei să afli, acum este mai ușor ca oricând să înveți, indiferent din ce domeniu. Adevărul este că pe mine mă uluiește și chestia asta, chiar în orice domeniu. Deci există pe YouTube filmulețe de la pus gresie până la cărți, Da. ce cărți să Dar citești, nu este mai pe puțin toate le găsești. da, nu este mai puțin adevărat că dacă să ne referim la didacticismul clasic, să zic așa, la învățarea clasică, adică la lecturi, biblioteci mai vezi doar la oameni în vârstă, așa, adică ai ceva așa, cei peste 40 de ani, nu știu dacă ne Pe asta aminta. vreau să vă întreb. Informația asta de pe internet rămâne în cap la fel ca cea din cărți? Nu știu, eu am sentimentul câteodată când mă uit, citesc ceva și îmi zboară din cap. În schimb, mi-aduc aminte ce am citit în fizic, pe carte. Da, nu sunt sigur în privința aceasta, pentru că eu sunt un cititor de cărți efective, Carte, efectiv, da. cartea ca și carte, da, adică foarte rar citesc de pe internet și mă obosește când citesc. Cred că se poate însă citi, dar dacă ești obișnuit, ai ochii buni, știu eu, sau te-ai familiarizat cu lecturile acestea, însă ceea ce nu se poate face cu siguranță, nu poți să fii un cititor de anduranță pe internet. Deci nu poți să spui că citești tomuri întregi de cărți sau să faci numai asta pe internet. Adică nu mai să. Dacă există oameni care numai asta fac, dacă citesc pe internet, atunci. Cum să zic, îmi retrag afirmația. Dar cred totuși că de adevăratul cititor este cititorul de cărți fizice. Fizice, da. Au Da. zis, dar ați încercat vreodată, ați ascultat cărți din astea Audiobook-uri. audiobook? Da. Da? Da, am ascultat, pe unele dintre ele chiar le-am apreciat, însă fiind crescut așa în spiritul acesta clasic, parcă tot la Tot carte la mă duc carte, mai sigur, ușor. da. Da, dar încă o dată vă spun, s-ar putea să fie doar o diferență, știu eu, de generație, de percepție, s-ar putea chiar asta să definească diferența dintre generații. Faptul că generațiile din ziua de azi reușesc să citească mai ușor și să aibă structurile mentale potrivite ca să poată să facă lucrul acesta. Eu, de exemplu, mă chinuiesc să fac lucrul acesta. Internetul îl folosești ca sursă de informare, dar nu ca sursă de lectură sau Lectură, calculatorul da. nu îl folosesc ca Eu, citesc de cărți. exemplu, am Da. observat, am colegi tineri, colegi foarte tineri, colegii mei foarte tineri, actori, pot citi text sau chiar învăța text pentru un spectacol de Da, pe pot să fac în asta. format din ăsta electronic. Interesant. Eu nu pot, eu dacă nu am textul în mână și nu. Dar de asta, exact cum ați spus, probabil că structurile sunt ușor altele. Probabil că au evoluat altfel Da, lucrurile au și crescut prin așa. da. Și noi probabil că dacă am fi avut de mici acces la Probabil, laptopuri, da, la se poate, calculator sau la smartphone, ne-am fi dezvoltat abilitatea aceasta. De acum ne vine foarte greu să. Mie, de exemplu, vine foarte greu să citesc un text întreg, 2 ore să stau țintuit să citesc sau chiar să urmăresc ceva pe internet. Prefer contactul, hai zicem așa, fizic cu persoana și cu informația. Cât de mult citiți, domnul profesor? Cam
Ca să câștig timp, în ultima perioadă citesc câte 3-4 cărți deodată. Adică A, vreau da? să, da, vreau să mențin ritmul acesta pentru că e foarte mult de citit. Bine, acum nici nu propun să citesc tot de Da. dea seama. Merg oarecum pe bulevardul literaturii, cum se exprima foarte bine, pe bulevardul culturii, cum se exprima foarte frumos Constantin Noica. Constantin Noica fiind întrebat de discipolii săi, domnul Liceanu, domnul Pleșu, domnul, ce să citim? Ce cărți ne recomandați? Și el le zicea foarte frumos, mergeți pe bulevardul culturii, adică cu Kant, cu chestii de Da, asta, adică nu vă da, complicați cu... Da, însă eu am tendința de a mă mai abate așa puțin din drum, însă întotdeauna atunci când citesc am și o carte clasică în mână. Adică citesc și o carte, să zicem, a autorilor clasici. Da. Recitiți, obișnuiți să recitiți sau nu aveți timp? Sau, cum ați spus, atât de mult de citit, încât nu mai aveți timp să mai și... Recitesc, da, Da? mai sunt momente, depinde de exemplu, fiind un fan al romanelor lui Dostoevski, tot timpul mă duc la ele. Însă, în ultima perioadă nu am mai recitit cărți întregi, ci doar pasaje. Mi-a plăcut un anumit pasaj, l-am căutat, l-am recitit sau l-am... Da. În general sau de multe ori le caut și ca să scriu despre ele sau ca să-mi fac niște notițe, să fac Exact niște asta vreau să vă corelații. întreb. Faceți, Da. notați ceva când citiți? Da, Da? da, da, da. De fiecare dată cărțile mele sunt pline de notații, de sublinieri, dar deseori, dacă vine vreo idee, chiar o pun pe hârtie. Iar dacă îmi place foarte mult o carte, chiar scriu despre ea, uite Da. așa cum se întâmplă și despre un film. Dar dacă văd un film foarte bun și consider că sunt foarte multe idei de transpus despre acel film, mă apuc să scriu. Da. Adică scris cititul, să zicem așa, că sunt hobby-urile mele. Da. Da. Un alt hobby pe care l-ați transformat, cum ne-ați povestit data trecută, într-un lucru foarte frumos, predați copiilor, este vorba despre film. Este Da. un hobby al dumneavoastră, alături de muzică, despre care sper de data asta să avem timp să vorbim. Da. Ce să vă zic? Sunt într-adevăr un privitor de filme și un cinefil, în sensul că îmi place foarte mult să văd filme, dar sunt și foarte selectiv. Deci nu am timp și mă enervez chiar când văd un film prost și uneori mă mai aprind așa și mai Da. scriu câte ceva pe Facebook, deși am Da. zis că o să trebuia să mă abțin, să nu mai fac lucrul acesta, da? Deci ideea este că tot la fel, ca și în literatură, îmi place, în schimb în film, de fapt să-mi continui ideea, ca și în literatură și în cinematografie îmi place să merg așa pe bulevard, da? Însă am devenit sunt mai selectiv în ceea ce privește cinematografia Cinematografia. decât Literatură. literatura, în sensul că la cinematografie merg foarte mult pe recomandări. Da? Adică am încredere în 2-3 prieteni și în câțiva critici de film De când și în da. câteva festivaluri de film, da, și încerc de acolo să-mi iau sursa de inspirație cinefilă, să zic așa. Da, și mă uit la filme, însă nu atât de des pe cât aș vrea, pentru că filmul îți ocupă și foarte mult timp și principala problemă e lupta cu Cu timpul. timpul. Da. Preferați filmele europene, filmele rusești, filmele Da, americane? prefer. Bănuiesc că nu. Ba da, îmi plac și filmele americane. Uneori simt nevoie așa să mă uit la un film hollywoodian clasic. Hollywood-ul are
marele merit că în perioada în care existau foarte mult filmele acelea ideologizante, prin Da. anii 30, 40, 50, da? Hollywood făcea altfel de filme. Să zicem așa, nu neapărat dezideologizante, adică tot filmii despre visul american, Da, dar parcă da. era altceva visul american față de omul sovietic sau față de nazism sau față de realismul, neorealismul italian, care a Da. fost puternic inspirat din mișcările socialiste Da. și comuniste chiar. Da? Dar în general, dacă ar fi acum să fac așa o listă de preferințe, cred că în primele 10 filme ar fi totuși filmele europene, Europene. da. Da, mi-mi plac filmele franceze foarte tare. Foarte, foarte buni, Foarte, da. îmi plac la nebunie filmele Jean-Luc francezești. Godard este unul dintre autorii mei Da. preferați, să zic, regizorii mei preferați, dar și filmele rusești sunt bune. Unul din regizorii mei preferați este, de exemplu, Ingmar Bergman, dar pe care nu am reușit să-l văd în totalitate. El a și regizat foarte multe filme, însă absolut toate filmele pe care le-am văzut sunt magistrale. Da, și am devenit așa un fel de tehnician în ceea ce privește film. Nu mă numesc în niciun caz critic de film, pentru că am văzut ce înseamnă critica de film și ceea ce scriu eu nu este critică de film, este mai degrabă eseu filozofic pe marginea unor Imagine, filme. da. Da, și de fiecare dată când văd un film foarte bun, scriu despre el și încerc să-mi păstrez așa pe periodicitate. O să scot și o carte de filme, să sperăm că va fi apreciată de cinefil. Da. Într-adevăr, sunteți un cunoscător și apreciez modul în care scrieți dumneavoastră despre filme. Am citit de câteva ori câte ceva scris de dumneavoastră și, într-adevăr, sunteți un cunoscător pentru că tratați filmul din punct de vedere al regizorului. Deci, nu sunteți atras numai de prestația actorului. Distracție. Remarcați regizorul, mâna regizorului. De asta spun că sunteți un om care a văzut mult film și nu vă opriți, nu e prima vedere, este actorul. Sigur. Foarte mulți spun, am văzut un film minunat, vai ce bine a jucat actorul, actrița, așa. Dumneavoastră remarcați mâna regizorului acolo. Și asta cred că se extinde, e o problemă, sunt anumite meserii în lumea asta care sunt ușor ingrate, sunt minunate, dar sunt ușor ingrate. Pentru că întotdeauna sunt alții care ți iau fața. Mă refer la regizori și la dirijori. Știți, eu am constatat în cariera mea, am 31 de ani, 32 de ani de scenă și am întâlnit foarte mulți regizori, dirijori și foarte mulți spectatori. Și sunt, am remarcat lucrul ăsta, care este un pic așa dureros, e frustrant. De exemplu, multă lume nu înțelege ce face dirijorul. Vin la un spectacol, văd Traviata, văd Boema și nu se sesizează că muzica aia sună în linia aia și în nota aia și transmite un anumit un sentiment în seara aceea datorită sentimentul pe care l-a avut acel regizor în seara și cum gândește el spectacolul. Așa e și la regizori. Întotdeauna spectatorul este încântat și, mă rog, bine face pentru că actorii, și eu sunt actriță, într-adevăr, trebuie să fim admirați și apreciați. Dar de multe ori știți, sau de cele mai multe ori chiar, regizorul este cel care este responsabil de ceea ce face și ceea ce simte și ceea ce transmite actorul.
La Da, așa este. teatru vă place, domnul profesor? Îmi Sunteți... place, nu sunt un, cum să zic, am prieteni mulți care sunt mult mai specialiști în teatru decât mine. Mă duc la spectacole de teatru, dar rămân așa, ca să zic, rămân un fan al filmului. Da. Dar e evident că apreciez întotdeauna arta regizorului și a actorului Da. într-un spectacol teatral. Da, aveți dreptate în ceea ce privește regizorul și dirijorul. Dacă vreți, meseria de regizor sau cea de dirijor seamănă întrucâtva cu meseria de profesor. Da, Dar da, să da. ne închipuim ce ar Da. însemna să introducem inteligența artificială în școală, că se pune Da, problema în da. aceasta, și pur și simplu în locul unui profesor să punem un roboțel acesta mic care poate să facă, să proiecteze lecția, Da, 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 să zicem, da? Este exact același lucru ca absența unui dirijor. Cu siguranță că muzicienii ar ști să interpreteze partitura, dar nu a reușit la fel de armonios, la fel de da. Doar bine, ar sfârși toți în același doar exact, așa da, numărat timpic. și probabil că la un Da. moment dat s-ar Da, da, încurca. da. Ei, așa este și cu regizorul Da, până da, la urmă. da, Îmi place foarte mult, cum a spus André Bazin, unul dintre cei mai importanți critici de film. El făcea distinția între regizorii de film obișnuiți și regizorii care scriu Mhm. filme. Da? Și chiar am încercat, prima oară am fost puțin surprins de termenul acesta, adică regizor care scriu filme, la noi scenarist, nu. El se referea la acei regizori care îți scriu direct pe creier sau direct pe suflet. În momentul când Da. vezi un film bun, îți dai seama ce a vrut să zică Exact. André Bazin. Deci un regizor care scrie direct pe Da. suflet este acel regizor care e designerul întregului spectacol, care Da. reușește să transforme filmul într-o operă de artă. Da. Ei, așa este și cu dirijorul bun și cu Da, profesorul și cu exact. Da, da, este da. același lucru. Apropo, acum că ne întoarcem la profesor și mi-a adus aminte de ceva. Profesorul care predă, așa ar trebui, nu teoretic, sau poate chiar și practic se întâmplă treaba asta, creează, nu se poate să nu lase ceva în caracterul și în formarea elevului. Înainte se vorbea, nu, despre curent, un anumit curent pe care mă rog, îl trasa un profesor. Nu se recunoșteau elevii sau studenții unui anumit profesor, Da, aveau da. ceva comun, făceau parte din Exact. școala, nu? Au fost în decursul istoriei multe perioade și mulți oameni importanți care au lăsat în urmă nu doar o scriere, o carte sau niște note puse la școală, ci un adevărat curent. Da, așa este. Îmi amintesc că pe vremea când eram eu elev, se vorbea despre elevii cutărui profesor sau Așa, elevii da. acesta, medicul acesta a fost elevul profesorului Da, da, X, da, și da. se vede lucrul acesta. Știu că se zicea Da. cine ajungea pe mâna acelui profesor sau profesor respectiv își punea amprenta asupra Exact, dezvoltării elevului da. și recunoșteai într-un fel, îl vedeai pe profesor Da. în stilul absolventului Da. care ajungea medic sau Sigur. avocat Da, sau și da. asta este o chestie foarte interesantă. Modul cum profesorul își transferă din însușiri elevului. Și stau deseori și mă întreb, asta însă este cred că numai elevii pot să zică, dacă am reușit vreodată să fac lucrul acesta, adică să îl fac pe un absolvent, să
să se gândească, mă rog, ca să o preia ceva din ceea ce am, ce am predat eu, să utilizeze, dar nu într-un mod în care utilizează o informație, ci să-mi fi pus așa amprenta asupra cuiva. Dacă aș descoperi că există, atunci cred că mă pot considera un profesor împlinit. Da, da, da. Sunt convinsă că există, poate că nu, încă sunteți prea tânăr ca să aflați, pentru că și devenirea lor încă este, da, sigur, dar sunt convinsă, un profesor ca dumneavoastră nu se poate să nu lase în caracterul, în formarea elevului o amprentă. Într-adevăr, bine spuneți că sunt asemănătoare din punctul ăsta de vedere aceste meserii, dar nu numai din punctul ăsta de vedere. Un profesor trebuie să aibă foarte mult din însușirile unui actor. Da. Nu, un profesor bun este un actor în din ce în ce mai clasă. Mult mă simt un actor, da, în clasă, dar cum vă spuneam și emisiunea trecută, în ultima vreme am devenit așa un fel de actor de filozofie, actor de psihologie, da, 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 sau da, da, regizor de filozofie, da, regizor de filozofie, da, de psihologie, da? Pentru că fiecare oră încerc să o fac... nu știu cum să numesc, performând în fața lor, exact, da, ori un anumit filozof, ori un anumit curent, ori o anumită idee. Și deseori mă trezesc interpretând un rol, pur și simplu. Astăzi sunt psihologul, astăzi, da, 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 astăzi mă prefac că sunt Jung, mâine mă prefac că sunt Socrate, da? Și în fond asta facem. Un profesor, adică un profesor veritabil, nu vreau să spun că sunt profesor veritabil, dar un profesor în general, seamănă foarte mult cu ceea ce făcea Socrate în Antichitate. El era maestru care reușea să coaguleze în jurul său oameni care în momentul când veneau și vorbeau cu Socrate, de fapt știau că participă la un spectacol, la un eveniment. Da, un profesor bun este cel care creează acest eveniment, creează acest spectacol, da, și da, în acest sens el este actorul principal. Da. 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 Așa cum Socrate a fost personajul principal din dialogurile lui Platon, pentru că Platon l-a transformat de fapt pe Socrate într-un fel de actor. De actor principal al dialogurilor lui. Da? Și el era, ca să zic așa, maestru în jurul căruia se desfășura actul filozofării. Da. Da, da, da. Două, trei exemple de... pentru că vă place așa de mult filozofia și sunteți super specializat în filozofie. Așa, ca un profesor cool, puteți să ne povestiți așa mie și telespectatorilor să ne explicați despre două idei filozofice care v-au plăcut dumneavoastră mai mult sau, și după aceea trecem mai departe, dar ca să devenim ce ne-ați spune dumneavoastră ca să ne placă și nouă filozofia, despre ce? A spune foarte multe povești. De exemplu, primul lucru care mi-a venit în minte când m-a spus să povestesc, a fost chiar lucru pe care l-am făcut ultima dată la ora de filozofie. Da? Le-am povestit despre celebrul răspuns pe care l-a dat zeul Vișnu războinicului Arjuna, într-un episod celebru din Bhagavad Gita, din Mahabharata. Da? Și i-am pus pe elev să caute informația respectivă, să povestească povestea și să încercăm să explicăm la ora de filozofie ce a vrut să zică zeul Krishna când ne-a spus lui Arjuna faptul că trebuie să renunțe la rodul fructelor sale.
Da, și este o poveste foarte frumoasă. Acolo, cred că cei care au citit Raghava Gita pot să povestească mai bine când găsesc eu. Se va despre un episod care mie îmi place foarte mult și la care, apropo de relecturi și de ceea ce recitesc, mă duc întotdeauna cu plăcere. Aflat în război cu verișorii săi, cu frații săi și cu profesorii care l-au învățat, da, Arjuna se urcă pe munte, pe o culme muntoasă și de acolo contemplă. Este o imagine foarte frumoasă, foarte vizuală, poate fi și film fără făcut pe urma acestei imagini. Contemplă cele două armate. El era generalul unei armate. Da? Și își dă seama că șansele lui de victorie sunt foarte mari. Însă, într-un fel, îl cuprinde deznădejde. Este o imagine foarte, foarte frumoasă, cum el deznădăjduit își dă seama că dacă va câștiga această bătălie, prețul pe care îl va plăti este să-și ucidă frații, să-și ucidă verișorii, să-și ucidă profesorii. Da, și deznădăjduit și aruncă coiful, arcul cu săgeți și atunci îi apare zeul Vishnu sau Krishna, Vishnu sau Krishna, nu mai țin minte exact, cred că se vorbește de zeul Vishnu, îi apare și îi spune, îi predică, practică toată doctrina brahmanică, cu tot ceea ce conține filozofia indiană, însă printre altele îi spune lucrul acesta, că trebuie să acționezi în așa fel încât să renunți la rodul fructelor tale. Da? Este o chestie foarte frumoasă, extraordinar de profund. Ei, bine țin să vă spun că la ora de filozofie, la ultima oră de filozofie, ei au povestit despre episodul acesta, iar eu le-am încercat să-i îndrum către interpretarea acestei idei și am aflat niște chestii foarte interesante. Minunați au fost copii în interpretarea acestui lucru, mult mai buni decât uneori chiar decât mine, da, în interpretare, dar au mintea mai fragedă, mai fac corelații foarte rapide. Deci este un concept. Și asta este una dintre care e un concept, da, care ar trebui aplicat sau, nu știu, să ne-l apropiem în ce situație? Atunci când există un conflict între ceea ce dorim și ceea ce... Da, este de vorba de un conflict, dar este mai mult decât atât. Este vorba, până la urmă, de împlinirea destinului. Adică zeul îi zice războinicului că, indiferent de ceea ce va face el, oricum destinul se va împlini și nu are rost să se împotrivească. Destinul individual este mai puțin important decât mersul universului, ca să zic așa. Și revelația mea absolută a fost ca la ora de filozofie să constatăm faptul că noi n-am fi în momentul acesta aici și n-am discutat despre aceste probleme dacă zeul Arjuna ar fi refuzat să lupte în armată. Deci asta în bătălie. Asta a fost consecința, ca să zic așa, a discuțiilor noastre. Și în momentul când elevii au înțeles că ei sunt aici pentru că zeul Arjuna a decis asta, mamă, că bucuria lor filozofică a fost una imensă. Exagerăm, evident, nu poate lucrurile astea chiar așa, dar este foarte bine să-i aducem pe elevi aproape, văzând, ca să fac o paralelă cu ceea ce zice zeu, văzând roadele acțiunilor filozofice. Da. Deci filozofia și are roadele chiar în ceea ce aflăm de pe urma ideilor. Deci este
chiar în actul filozofărist, măreția filozofiei. Măreția, da. Și sigur. Biruința gândului, cum a zis Nicolae Iorga. Da. Asta este și mai, ne mai spuneți ceva? Da, ce să vă mai spun? Păi îmi place de exemplu să fac ora de filozofie și cu invitați la una dintre ore, la una dintre ore, chiar în perioada pandemiei, când totuși ne mai vedeam așa din când în când în față, l-am invitat pe domnul Iulian Grigoriu să le povestească online, deci nea lui era acasă, beneficiem de fapt că avem ecrane, și să avem o discuție, de fapt nu să le povestească despre filozofia lui Ludwig Wittgenstein, domnul profesor fiind o specialist în Wittgenstein. Da, și a ieșit o oră foarte frumoasă în care elevii au aflat lucruri noi despre vin, dar au pus și întrebări, au fost foarte active, chiar și fără să fi citit nimic din video. Da, deci asta este... Ce fel de filozof este? Ludwig Wittgenstein este unul dintre cei mai importanți gânditori contemporani. El a rămas în istoria filozofiei printr-o singură carte, asta este ciudat. Cartea celebru Tractatus Logico-Philosophicus, în care într-un mod așa foarte, foarte sigur pe el a declarat că a rezolvat toate problemele filozofiei, deși este o carte care nu are mai mult de 70 de pagini. Da? Și toate problemele filozofiei se pot reduce la 7 propoziții de bază. Da? Și încercăm la oră să vorbim despre aceste propoziții, le repun pe tablă și le explicăm. Da? Și ideea este însă că Wittgenstein ar fi făcut foarte multe declarații. În acestea a fost un filozof care a avut să clarifice limbajul, dar tocmai în încercarea lui de a clarifica limbajul a devenit unul dintre cei mai dificili filozofi și greu de interpretat. În prezent, cred că este filozoful despre care se scrie cel mai mult astăzi. Da, se scriu cel mai multe teze de doctorat. El a fost și un foarte bun filozof al matematicii, al științelor, și spunea, însă făcea afirmația aceasta că limbajul filozofiei lui, care de fapt nu mai era, el era un antifilozof de fapt, limbajul filozofiei lui poate fi înțeles și de o ființă extraterestră. Deci asta ar fi vrut el să facă prin filozofie. Dacă ar veni acum o ființă extraterestră și ar lua toate documentele noastre, nu ar înțelege nimic. Ei bine, Wittgenstein a încercat să facă un fel de schemă teoretică a întregii gândiri, o schemă care poate să fie citită și accesată de orice ființă, așa pretins el. Ei, vă dați seama, mamă, că din momentul acesta discuțiile despre filozofia lui Wittgenstein trimit către foarte multe. Deci nu discutăm cele neapărat. Sunt 7 răspunsuri, 7 la... Sunt 7 propoziții. Sunt 7 propoziții. Nu le țin minte pe de rost. Doar știu așa în mare, domnul profesor Iulian Grigoriu ne poate ajuta să ne, să ne descifreze foarte bine filozofia lui Wittgenstein. Da, interesant. Dar interesant, pentru ei, pentru ora de filozofie, deci în ciuda faptului că filozofia este o disciplină abstractă și cred că mulți s-ar plictisi, dar dacă am discutat despre chestia asta, am observat că elevii sunt foarte interesați și nu este vorba numai de elevii buni. Dar înainte de a preda la liceul Emil Racoviț, am predat la liceul sportiv, unde tot la fel puneam aceleași probleme. Se nimerea și acolo, găsesc 4, 5, 6 elevi.
Știu că de la colegul meu, de la Vlad Ajder, știu că ați fost profesorul lui. Da. Vlad făcea basket. Da. Era la clasă basket, da. Am fost profesor de economie într-un an. Da. În primii ani de învățământ, da. Da, frumoasă materie. Într-adevăr, am observat și la copiii mei care au terminat la liceul de artă, bine, au fost elevii domnului profesor Căstăiar, au fost foarte pasionați de subiectele astea. Fiica mea a fost la un moment dat la filozofie, la olimpiadă la filozofie. Era foarte pasionată, da. Probabil că e meritul dumneavoastră în mare parte, pentru că altfel filozofia sperie. Oamenii consideră că e ceva mult prea abstract. Uneori și eu îi sperii, pentru că sunt atât de pasionat de ceea ce spun și mă aprind așa în fața lor, am impresia la un moment dat că ard așa în fața lor, dar încât mă gândesc, bă, nu cumva e prea mult, nu cumva sunt prea patetic, prea performer, prea artist, da? Pentru că până la urmă trebuie să transmit și cunoștințe, nu numai... dar cred că le place stilul ăsta și discuțiile de la ora de filozofie vă garantez că sunt memorabile. Ce frumos! Le-a registrat dacă aș putea, dar nu am voie. Da. Dar poate să vă spun la un moment dat, ele recunzește o oră de filozofie, pentru că unele dintre ele sunt și amuzante, deci nu numai sobru. Da. Felicitări, domnul profesor! Felicitări! Mulțumesc! Domnul profesor, da, în afară de faptul că citiți și mergeți la școală, am înțeles că aveți foarte multe ore la liceu, sunteți într-adevăr un om foarte ocupat. Când aveți timp și de cealaltă pasiune a noastră de muzică? Când ascultați muzică? Muzica ascult deseori când citesc, da? Da? A, puteți să faceți... Da, încerc. Dacă în privința cărților este tot timpul ceva nou de citit, în privința muzicii reascult foarte mult, deci revizitez lucruri pe care îmi plac, pentru că tot la fel am încercat să ascult așa albume întregi și concerte chiar și merg mai mult pe recomandări, pentru că nu vreau să pierd timpul și să fiu uneori dezamăgit că nu-mi place ceva, deci sunt doar un ascultător de muzică, nu pot zic că sunt specialist sau... Da, ascultați muzică de care știu că vă place rock-ul, dar bănuiesc că ascultați și altfel de muzică. Ce muzică ascultați? Da, îmi place foarte mult jazz-ul, îmi place blues, foarte mult muzică clasică. Ați fost la niște festivaluri celebre. Da. Încerc să mă duc. Am fost la festivalul de la Gărâna, la festivalul de jazz, unde vin... Cum e la Gărâna? N-am fost niciodată și... Ce să vă zic? Cred că la ora actuală este printre cele mai bune festivaluri de jazz din Europa. Da. Da? Da, seama că acolo vin... Există un set list de muzicieni dintre cei mai cunoscuți. Da, de acolo am văzut, de exemplu, pe Jan Garbarek, celebru saxofonist. Am văzut Avishai Cohen, deci foarte niște nume sonore din jazz. Da, și chiar și trupele care nu sunt atât de cunoscute, sunt la noi în țară, că în Occident sunt foarte cunoscute, sunt deosebite. Deci este un adevărat festin muzical pentru iubitorii de jazz. Da. Pot să mă consider ca fiind un specialist în jazz. Îmi place foarte mult, dar cei care ascultă jazz, am prieteni jazzmen, ca să zic, așa, și ascultători de jazz, sunt foarte încântați de existența acestui festival. Încerc să le mai prind, așa. Am fost și la festivalul și la concerte de rock, nu neapărat la festivalul. Am fost la festivalul de blues de la Brezoi. La Brezoi, tot la fel, foarte, foarte bine organizat, cu cei mai buni din domeniu. Și este, și mă bucur foarte mult că am posibilitatea să văd la mine în țară. Da, sigur că da.
da. Artiști deosebiți. Sigur că da. Impresionant ce festivaluri interesante sunt la noi. Vă place să călătoriți? Foarte mult. Este unul dintre, tot la fel, unul dintre hobby-urile mele, alături de lectură. Călătoria îmi place foarte mult. Adică mi-ar plăcea să călătoresc mai mult dacă aș avea posibilitatea. Timpul și faptul că, mă rog, sunt numite constrângeri, mă face să mi limitez la 2-3 călătorii maxim pe an. Călătorii importante. Da. Am văzut că ați fost la un moment dat într-o călătorie foarte interesantă și am văzut poze puse de dumneavoastră pe Facebook, foarte frumoase pozele. Ați fost în Israel. Am fost în Israel, da. Uh-huh. În Israel a fost, din ce mi-amintesc, în 2019 sau 2018. Este ultima călătorie așa, mai fost la Londra pandemie. După pandemie, uh-huh. Dar în Israel a fost înainte de pandemie. Într-adevăr, impresionant. Mai ales că am acolo pe cel mai bun prieten al meu care la care am și stat și împreună cu care am vizitat mare parte din Israel. Da, am fost în diverse locuri, am vizitat Masada, am fost la Marea Moartă, am fost în mai multe orașe, mi-a plăcut de exemplu foarte mult Haifa. Ierusalim, evident că am stat în Tel Aviv și foarte frumos și orașul Tel Aviv. E un loc în care te simți mai mult decât un turist. Da, adică simți că este vorba și de o inițiere spirituală în Israel. Așa am simțit-o eu cel puțin. Da, și fiul meu a fost în Tel Aviv într-o excursie, un city break, nu a stat mult, dar a fost impresionat și s-a simțit foarte bine și i-a plăcut extraordinar de mult Tel Aviv. Deși, sigur, acolo în Israel trebuie să vezi mult mai multe. O țară mică, câteva săptămâni, cred că reușesc să pun puncte și ceea ce este mai important, dar e... Ce v-ar place să vedeți? În ce țară vă doriți să ajungeți? Parcă tot Europa, așa aș vedea. Europa e continentul din care e normal că te simți cel mai atașat. Ce să spun, n-am funcționat în Turcia, de exemplu, mi-ar plăcea să ajung. N-am fost niciodată în Malta și am foarte mulți prieteni care îmi recomandă Malta, n-am fost în sudul Italiei, n-am fost în Spania, în Portugalia. Sunt atâtea locuri. Sunteți tânări de văzut, importante să avem timp să le vedem. Da, aveți timp să fiți sănătoși. Și disponibilitate. Vreau acum să vorbim un pic despre un proiect care nu este al dumneavoastră, este, dar în care într-un fel sau altul dumneavoastră faceți parte, pentru că sunteți un bun prieten și un cunoscător, dar un bun prieten cu participanții acestui proiect despre care vreau să vorbim. Este vorba despre proiectul 4321, un proiect al Teatrului din Buzunar, care a adunat în jurul său 4 dramaturgi, 3 regizori, în 2 luni vom scoate spectacolele, în Teatrul din Buzunar. Dumneavoastră, vreți, nu vreți, faceți parte din acest proiect pentru că sunteți unul dintre cei mai buni prieteni ai și ai Teatrul din Buzunar și ai prin soția dumneavoastră, chiar mai mult decât dumneavoastră, soția dumneavoastră face parte din sufletul Teatrului din Buzunar. Dar sunteți foarte buni prieteni cu dramaturgii și vreau să vă rog să profităm de întâlnirea asta și să-i prezentați un pic, să vorbiți un pic despre dramaturgii pe care Teatrul din Buzunar i-a luat timp de 2 luni în casa sa. Da, este o misiune foarte grea.
Într-adevăr, mă simt foarte atașat de teatru de buzunar pentru că știu încă de la am fost alături de dumneavoastră încă de la început. Ce puțin și acum încercările dumneavoastră de a da. De a-l pune pe picioare și da. Primele spectacole. Da, este un proiect mai mult decât interesant, dar dacă spui că este interesant și toate celelalte proiecte ale piese, spectacole ale Teatrului de Buzdar au fost interesante. Este mai mult decât interesant pentru că de data aceasta este vorba de dramaturgi Gălățeni. Da, îl avem aici pe avem deja un prim spectacol. Da. Este vorba de piesa de spectacolul Santinela după piesa cu același nume al lui Adi Secară. Despre Adi Secară, ce să vă zic? Mi-a fost coleg de facultate, prieten, împărtășim aceleași referințe, ne întâlnim deseori și în alte contexte decât cele literare. Eu i-am spus încă de la început, de când a publicat primele încercări de dramaturgie în revista Argo, i-am spus încă de la început, de când am văzut prima piesă a lui, primul fragment, că are talent și că ar trebui să meargă pe domeniul acesta al dramaturgiei, că se potrivește foarte bine cu stilul lui. Da, el a publicat în revista noastră un fragment dintr-o piesă la RA care cred că a renunțat între timp, nu știu dacă mai are în vedere, numit Râsul Pasifei sau Soanon, și a publicat de asemenea și întreaga piesă Santinela la noi. Da, da? Textul piesei. Și iar aceea am fost foarte curios să-i văd piesa și când am văzut cât de bine a fost pusă în scenă de dumneavoastră, cât de bine ați transformat matatul, am fost foarte încântat. Mulțumesc și cred că a avut succes piesa asta, adică deja este a treia oară când se joacă cu Casa Închisă. Da, am dat sold out și a treia oară. Mă bucur că vorbiți despre Santinela pentru că știți ce am constatat? Ar trebui să facem o emisiune și despre un anumit subiect, vă zic imediat ce. A prins foarte bine la spectatori, dar mai ales la spectatorii care au o anumită vârstă, o anumită experiență. Care au făcut armata, adică, nu? Care au făcut armata sau au prins, au trăit în vremurile când se făcea armată. Cei foarte tineri, sau mă rog, cei tineri, au considerat că multe lucruri sunt exagerate. Și nu numai că nu au fost exagerate, am evitat și Adi Secară a evitat să scrie despre lucrurile și mai grave. Da, da. Și eu am evitat să dau o notă atât de gravă. Oamenii ăștia tineri nu știu cât de urât a putut să fie pentru unii oameni perioada aia. Au fost soldați care au cedat nervos, care au fost într-adevăr terorizați, care au fost marcați pe viață de la așa ceva. Acum nu știu dacă ați prins armată. Am prins armată. A fost chiar ultima generație care a făcut armata obligatorie. Aha. Atunci în 2003, când s-a votat Constituția și în Constituție s-a introdus neobligativitatea. Dar am fost exact ultima generație am prins, însă făcând doar 6 luni, hai zicem că impactul nu a fost atât de devastator cum a fost pentru cei care au făcut un an, de exemplu. Da. Da. Însă, într-adevăr, m-am confruntat și eu cu foarte multe lucruri absurde. Mie mi s-a părut încă de la început o absurditate totul. Da, adică nu reușeam să mă regăsesc, nu era nimic interesant, abia așteptam să se termine totul. Da. Dar am reușit doar să citesc niște cărți, să-mi pun niște gânduri în ordine, dar atâta tot. Și atunci în momentul, deci nu reușeam să înțeleg de ce trebuia, de exemplu, să păzesc bocancii sau să să fac marșurile acelea interminabile deci am înțeles foarte bine piesa lui Adi. Da. Adi Secară, deci un dramaturg gălățean, un om minunat, e un om
care cred că este, nu știu, fundamental bun, așa, e un om blând și bun și sper că vom mai colabora. El deja are niște texte la noi. Am spus într-o emisiune cu Andrei Velea că o să facem probabil în fiecare an, ianuarie și februarie, un fel de festival al dramaturgilor gălățeni. Da, sigur, așteptăm și alți dramaturgi. Da, următorul spectacol va fi pe un text scris de Andrei Velea. Andrei Velea vă este apropiat? Sigur, da, avem foarte multe proiecte cu române. Îl cunosc pe Andrei de câțiva ani. Este un scriitor care evoluează de la roman la roman. În același timp este și poet. Iată că acum este și dramaturg. Da. Da? Este un scriitor polivalent, care are poate și versatil în același timp. Poate să scrie foarte bine și roman, poate să scrie foarte bine și poezie, să o facă la fel de bine și în calitate de dramaturg. Abia aștept să-i văd piesa, care, dacă nu mă înșel, este tot un debut, nu? Da, la noi, la Teatru de Buzan. El a mai avut o piesă. De fapt, da, am văzut-o. Da, o monodramă la Teatru Dramatic. Regizorul este același ca la Teatru Dramatic. E vorba de Vlad Așder. Da. El a regizat și monodrama de la Dramatic și acum tot el este regizorul la Teatru din Buzunar. E un tânăr de minunat, Andrei Velea. E un tânăr inteligent, extrem de energic și de doritor să cunoască, să facă, să... Da. Cea de-a treia piesă este pe textul lui Cătălin Negoiță, pe care îl cunoaștem cu toții, este un personaj important în Galați. Cu Cătălin Negoiță, regizorul Teodor Crețu, care este un bun specialist, ca să zic așa, pe comedie, va face în sfârșit o comedie, va fi o comedie. E un text foarte vesel și, bine, din care spectatorii vor pleca cu niște gânduri, sunt convinsă că vor pleca acasă și își vor îmbrățișa familia. Este un text care acolo trebuie să ducă, cât ar fi viața de grea. Șansa este a celor care au familie, indiferent cum, ce fel. Și pentru cel de-al patrulea spectacol o să fac o emisiune specială la care o să vă invit pe toți și pe dumneavoastră și pe Andrei Velea și pe Adi Secară. Vreau să stăm de vorbă despre dragul nostru Victor Cilincă. Îmi pare extrem de rău, știa că avem textul vom avea premieră cu textul lui, dar n-am mai apucat să vadă și nici. Bucuria mea este că totuși la Teatrul din Buzunar există un spectacol în repertoriu pe care deocamdată nu-l jucăm, că nu avem actorul care a jucat în Second Hand al lui Victor Cilincă, a plecat și el dintre noi acum 2 ani. Și am rămas fără un actor care nu se poate, deci nu găsim un actor, actori sunt foarte mulți și foarte buni, dar care se potrivească pe tipologie și pe vârstă. Dar despre Victor Cilincă o să vorbim într-o emisiune în care ne vom întâlni mai mulți și vom sta de vorbă pe îndelete. Și dumnealui, ca și Adi Secară, a publicat în revista Argo niște piese de teatru și chiar a stat de vorbă cu Victor cu câteva zile înainte de a se întâmpla teribila moarte. Am discutat cu el, vrea să-mi trimite un text despre sau mă rog, cred că chiar o piesă de teatru întreagă să o publicăm despre Regina Aria. Cred că este vorba despre același text, nu? Da. Cel pe care îl puneți acum în spectacol. Acum facem Fetița cu bricheta. Okay. Da, dar este un text pe care ne l-a propus și nouă. Ne întâlnim săptămâna următoare, să stăm de vorbă despre text. A vorbit cu soțul meu
cred că cu o oră înainte de a se întâmpla. Deci îmi doresc din tot sufletul să punem în scenă în buzunar tot ce a scris Victor Celin, că scrie atât de bine, atât de frumos, atât de coerent, atât de logic. Este cel mai experimentat dintre toți dramaturgii extraordinar, și un scriitor deosebit și un bun povestitor, un excelent povestitor. Da. Vă mulțumesc tare mult, domnul profesor. Cu mult drag. Deci rămâne să ne întâlnim și la emisiunea când vom vorbi despre Victor Cilincă și piesele lui. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Nu uitați că emisiunea este în reluare și mâine seară, duminică, la ora 20. Sunt Izabela Oancea și de aici, de la Cei Mai Buni, vă spun la revedere, weekend plăcut. La revedere.